Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem la iepuri și am o surpriză pentru dumneavoastră. Aceasta este iepuroica, vătată azi de dimineață până la ora 10. Și pentru mine a fost o surpriză. Eu mă așteptam să fie la începutul lui mai, dar se pare că ea a fost montată mai înainte și eu n-am știut. Eu am cumpărat-o de la un băiat care i-a spus să mă monteze. El le-a ținut iepuroaicele și cu iepuroii la un loc și n-a știut că i-a prins dinainte. Și el a mai dat-o încă o dată și eu am așteptat 2 săptămâni să verific dacă a prins. Când s-o verific în ziua aia, am văzut că a început să-și facă cuib. Și am crezut că a prins și că trebuie să fete la începutul lui mai. Și că încolo, la vreo 3-4 zile, azi, cum ar veni, am găsit iepuroaică de dimineață, lângă pui, fătase. Haideți să vi arăt și dumneavoastră. Sta acolo, nu știu dacă se vede, sta să aprind blițul să-i vedeți. Da, prieteni, uitați aici, nu m-am uitat la ei. Stați că s-a pus iepuroaica, simte că ulei. Ne-am verificat. Cred că sunt 5. După câte am văzut că se mișcau, acum s-a mai liniștit. Dar să mănânce. Acum las eu până ca în pace să liniștea, să încep să se agite. Da, băieți, se pare că sunt 5 iepurași. Cuibul acela se vede foarte bine. Sper să trăiască toți. Da, prieteni, și acesta a fost anunțul meu care am vrut să vi-l fac. Până data viitoare, vă salut!